Mike Jagger cu Maroon 5 și Cristina Aguilera, 8 și 9 minute. Bună dimineața din nou tuturor. S-a mai vorbit în deșteptarea despre cei 16 foști și actuali polițiști din serviciul rutier Botoșani care sunt anchetați pentru că luau șpăgi între 100 de lei și 100 de euro de la șoferii pe care îi opreau în trafic în general pentru depășirea vitezei, lucruri de genul ăsta. Însă ne-a atras atenția în această dimineață un polițist tot din de acolo, din aceeași gașcă, care a dus cu mașina poliției un șofer care nu avea cash la el să scoată bani de la bancomat pentru șpagă. Eu sunt, curios dacă l-a dus cu aparatul, știi? Dacă aveam montat și aparat pe mașină. Să fie banii pe transport. Da. Șoferul a fost tras pe dreapta și a făcut greșeala să n-aibă cash la el. Eu când v-am spus că trebuie întotdeauna să ai niște cash la tine. Da, mă, să știi că m-am gândit și eu de multe ori la treaba asta. Dar nu, sigur, nu pentru situații de-astea, da? Băi, uite, vezi, o situație în plus care atestă faptul că e sfânt în România să ai niște bani la tine. Nu cred că era Vlad, că el era doar cel care umblă doar cu cardul la el. Bun, spre deosebire de polițist care în loc să-i dea amendă omului, mă rog... Deci îți dai seama, l-a oprit pe ăsta. Așa. Și avea să-i dea amendă, da? Da. Și i-a dat de înțeles că ar fi bine cu un ciubuc să scape ca să nu se mai formalizeze și ăla a fost de acord. Și ăsta a nebunit, că îți dai seama, când păi și, păi n-am bani la mine și îți dai seama, n-am voia cum să ai bancă, cum să ai încredere într-un om care a încălcat legea, nu? Corect, ar fi putut să meargă fiecare cu mașina lui. De altă parte, îți dai seama că era și disperat ăsta. Înseamnă că ăla a făcut ceva atât de grav încât și păguța era destul de important, că nu bănuiesc că nu s-a dus pentru 50 de lei sau 100 de lei până la bancomat cu ăsta în mașina poliției. Înțeleg că cercetează acum să vadă și suma despre care este vorba și s-au cerut imagini de la camerele bancomat. De supraveghere, aha, de la bancomat. Ca să vadă dacă a fost și polițistul. Știi? Că apropo de încredere și de ce zici tu... Da. Hai să-ți văd soldul. N-am, șefule, de 40 de lei în cont, băi. Șeful scrie fonduri insuficiente. Exact. Nu reușesc, dă-o și tu mai jos. Hai să o împărțim în două rate, două, trei rate. Da, interesant ce se întâmplă acolo. O să stăm cu ochii pe aici, o să vedem. O să vă ținem la curent. Dar în ultima vreme la Republica Fantastică România am tot avut parte numai de cazuri de-astea cu cohorte de polițiști arestați pentru diverse șpăgi. Sincer, credeam că s-a terminat cu asta odată cu schimbul de generații, cel puțin la noi în București. E impresionant ce vezi pe stradă. Adică sunt numai polițiști tineri, nu mai sunt burtoșii ani în intersecții cum erau acum 15 ani, de ți-era groază dacă te opresc. Ce o să se întâmplă? Că te opreau, ții minte, și aveau tot felul de cârcote, îți găseau. Ceva îți găseau. Că acum nu bat farurile bine. Acum că... sunt la cură de slăbire, să știi. Uite, tot la Botoșani, alți doi polițiști au cerut produse lactate de la un șofer tras pe dreapta. Da, mă. Și băiatul s-a conformat și le-a adus un pachet cu produse lactate în valoare de 50-60 de lei. E și multă sărăcie acolo. Da. Că n-ai cum, vezi ce aduci, să n-aibă grăsime multă. Aduni și nu niște Sana și Airan, că avem niște șaorme luate și... Și cu castravete merge, vă spun eu, încercați cu cură cu castravete, că funcționează. O să mai vorbim noi despre asta.